Îmi zice un prieten, zice, nu știu când mai postez pe YouTube, pe Facebook, dar te rog să mă ții la curent. Nu ține la curent, că l-ai scump, mă. În vremurile astea să mai ții pe cineva. Foc, că mai e gazul bine, mai ieftin. Fac o vâlvătaie când postez, bună zică, seara. Zică oameni ăștia care tortura oameni, știi, interlope, acum nu-i mai curentează. Nu? Nu, că nu li se mai merită. E gâdilă. E gâdilă, le dau foc. Bună seara și bine v-am găsit. Nu, nu-i cafea, că cineva ne-a scris. Cam scurt. Astea sunt niște intermețouri, dacă le înțelegeți dumneavoastră, pentru că noi ne pricepem la tot încă din cele mai vechi timpuri. Știți care era pasiunea, care era hobby-ul dacilor încă de acum câteva milenii? Zic-o. Să barbărească femei? Cu B începe, asta e pasiunea recentă, dar s-au găsit niște vestigii undeva în județul Hunedoara, reprezentând zaruri. Zaruri, mă, zaruri făcute din os, cu puncte pe ele. Deci, în timp ce venea Traian cu armata, dacii erau la Sarmisegetuza și... Barbut! Dau cu zarul 6-6, barbut! De mici am fost noi barbugii pe aceste teritorii. Ri! Da, că am făcut și o rimă, cu dublu I, Y, da. Cum vă merge? Ați trecut cu bine câteva zile mai reci, dar nici chiar așa. De exemplu, în Canada, o șoferiță zice că mergea cu mașina pe un râu înghețat. Că nu-ți mai ajung patinile, îți bagi mașina cu cauciucuri de vară. Au autostrăzi? Au, dar se satură. Că la noi așa au fost zilele astea la Cluj. Da, da, da. În tot orașul. Coadă la ortopedie, zice, nu vă supărați să dă COVID. Nu, și-au rupt picioarele oamenii. S-au dat cu sania. S-au dat cu sania. Și patinații, dracu. Toți patinăm mai devreme sau mai târziu. Și în Canada șoferița asta, mergând pe un râu înghețat, rowing on a river, la un moment dat s-a rupt gheața și mașina, dar tipa cu prezență de spirit s-a urcat pe capote și a început să-și facă selfie-uri. Dar ce zici de asta, Vlad? My new home, my new office. Yes, yes. Unde I love foca? My job. Da. Întârziu puțin. Probleme cu inima, ca în reclama aia. Și ce? Unde-i mașina, dragă? La spălătorie. Când o recuperăm? La primăvară, când se topește interior, gheața. Exterior. Exact. Eco Auto Spa. În România, păstrând proporțiile, un cetățean a fost amendat cu 10.000 de roni, cu 10.000 de lei, pentru că a rămas împotmolit cu mașina pe faleză, pe plajă la Constanța. Noi nu avem râuri înghețate, nu avem zăpadă foarte mult, așa că sportul extrem rămâne mersul cu mașina pe plajă. Cum e asta, mă? Sau pe pârtie. Să rămâi împotmolit. Pe pârtie ca pe plajă acum. A? Românii iubitori de sporturi extreme. Dacă n-aveau zăpadă pe plajă. Nu poți să le ai pe și tot. Și pârtie. Și pârtie, da? Zăpadă în august pe plajă, nu. Atunci este spumă din spuma mării. Cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. Domnilor, spuneți mersi până mai apărem în videourile voastre de aici din România, că iară ne pleacă valorile. Celebrul manelist Bogdan de la Ploiești s-a stabilit în Elveția și își deschide acolo restaurant. Tu știi pe Bogdan de la Ploiești? Cum da, Bogdan de la Elveția. Acum Bogdan de pe Elveția. După Elveția. Autorul șlagărelor de real succes, Shot după Shot. Asta e un șlagăr. Tu. Bă, am crezut că vorbește Iliescu engleză, dar e tu. Sau remixul ăla, pe la spate. Bogdan a spus că pleacă în Elveția să-și deschidă un restaurant. Ce muzică o să fie în restaurantul ăla? Că mâncarea o să fie numai românească, adică mici și șaorme. Nu țineți laptele în frigider pe ușă, pentru că se poate strica mai repede. Se poate, da. Tu ce ții, laptele pe ușă? Lapte de migdale, lapte, ușa pe la în frigider, ce ții acolo? Un vinuț, o pălincă să fie rece? Oricum, englezii ce-au zis? Nu mai scriem termen de garanție pe lapte, de ce? Laptele să ia și să miroase, dacă e bun de băut să bea, dacă nu se face din el iaurt și alte produse derivate. S-au gândit bine englezii acum cu COVID-ul, cu mirosul, ha? Da. Putie? Nu putie, Nobel. Vă dați seama? Nu vă reținem. Pute, da, merge. Nu vă mai reținem că mâine este Unirea Mică. Hai s-o dăm din mână în mână. 24 ianuarie, zi liberă. Profitați de ziua asta liberă, că până în 22 aprilie de Vinerea Mare nu mai avem nimic liber. Liber, Vlad, închide camera, merge. Hai, pa!